sau că aici am primit o ofertă pe care o așez în atenția realizatorilor de programe pentru tinere. Spune cineva că a dorit să se facă un program și pentru mai vârstnicii tineri ai comunității. Dumnealor a spus că au dorința să facă lucrul acesta și eu erau pe cei care se ocupă de lucrul acesta să alcătească un program. Ca să o spunem de-a dreptul, noi nu putem face nimic ca să ne curățim inima. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. El este marele meșter care curăță și purifică. Puterea lui este cea care ne dă o inimă nouă, o minte nouă, o nouă viziune asupra vieții. Tot ce putem face noi este să acceptăm harul său. Însă această acceptare are o importanță vitală. Dumnezeu nu ne va da cu sila mântuirea Lui. Și odată ce Dumnezeu ne-a transformat în ființe noi, cu noi sisteme de valori, este ceva ce și noi putem face în timp ce El lucrează în mod progresiv ca să ne curețe viața. Noi putem colabora cu El. Așa cum spune atât de frumos Pavel, Dumnezeu lucrează în noi prin puterea Duhului Sfânt ca să ne curețe treptat zilnic viețile, astfel ca faptele noastre să fie pe măsura inimilor noi pe care le-am dăbuit. Noi ne ducem până la capăt mântuirea prin puterea lucrării lui Dumnezeu. Unii oameni trăiesc ideea că toate faptele sunt rele. Acest lucru este adevărat când noi încercăm să ne mântuim. Biblia este împotriva oricăror încercări de a câștiga mântuirea. Aceasta este darul lui Dumnezeu. Însă, odată ce o persoană este mântuită în Iisus Hristos, ea va dori în mod natural și cu bucurie să-și trăiască noua viață în armonie cu principiile lui Dumnezeu. Curăția inimii va conduce spre dorința de curăție în tot ceea ce face. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umplăm în El. Curăția minții conduce în mod natural la curăția vieții. Amin.